Maidanezii vor avea în sfârșit stăpân, cel puțin la nivel legislativ, pentru că potrivit unui proiect de lege care va fi dezbătut în plenul Camerei Deputaților, de gestionarea lor se va ocupa administrația locală. Însă orice decizie va fi luată abia după consultarea cu cetățenii. Proiectul de lege care ar urma să rezolve problema câinilor comunitari va fi dezbătut în plenul Camerei Deputaților după ce prevederile sale au fost votate din nou favorabil de Comisia pentru Administrație Publică din Camera Deputaților. În luna iunie, legea câinilor maidaneze a făcut calea întoarsă la comisiile parlamentare pentru a fi analizată. Asta după ce votul final a fost amânat de 3 ori din lipsă de cvorum și pentru că nu s-ar fi făcut o dezbatere reală la care să fie invitați reprezentanți din administrația locală și membrii ai asociațiilor de protecție animalelor. Acum aleșii vor să paseze responsabilitatea de la centru spre administrațiile locale, care ar urma cu resurse proprii să se ocupe de problema câinilor comunitari. Reprezentanții autorităților locale și ai asociațiilor de protecție animalelor nu văd cu ochi buni această propunere. Cred că este o mare eroare să fie date spre administrare autorităților locale, deoarece va fi o mare bulibășeală, așa cum este în orice domeniu. Fiecare județ o să-și ia măsurile pe care o să le considere ei, o să existe o vânătoare sălbatică de câini, până la urmă o să fie eutanasiați cu siguranță. Sau, dacă va exista unul sau două județe care vor aplica altă tehnică decât eutanasierea, o să fie o migrare a câinilor dintr-un județ într-altul. Depinde de ce manieră va ieși din Parlament. Dacă se va decide transmiterea asumării răspunderii către autoritățile locale, iarăși nu va fi o chestiune foarte fermă, pentru că fiecare autoritate privește în mod diferențiat problematica câinilor fără stăpân. Cert este că la Bacău deja am luat inițiativa sterilizării tuturor câinilor fără stăpân care sunt prin oraș. Îi prindem, îi ducem în adăpost și îi localizăm în adăpostul de la Nicolae Bălcescu, acolo unde sunt, după închiderea rampei vechi de deșeuri, au rămas 15 hectare de teren și ei rămân în continuare pe acea locație. Dacă legea va intra în vigoare în forma propusă plenului Camerei Deputaților, maidanezii vor fi sterilizați și apoi ținuți în adăposturi speciale timp de o lună, perioada în care vor putea fi adoptați. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, patrupedele vor fi eutanasiate. O altă variantă prevede eliberarea câinilor vagabonzi după sterilizare dacă aceștia nu sunt agresivi. Orice soluție s-ar aplica, autoritățile locale vor trebui să recurgă la sondarea opiniei cetățenilor. De altfel, ultima consultare cu factorii implicați s-a ținut la inițiativa Prefecturii Bacău la sfârșitul lunii iulie. S-a ajuns să se formeze un comitet de inițiativă și am stabilit două direcții. 1. O sterilizare număr cât mai mare și 2. Identificarea unor terenuri pentru construcția unor adăposturi pentru câini. Situația e destul de dificilă, circa 131 de copii în primele 6 luni ale anului au beneficiat de tratament antirabic, unde animalul implicat a fost câinele. Deci, logic, va trebui să mergem pe o sterilizare număr cât mai mare. În luna august, de exemplu, primăria Bacău a sterilizat 400 de câini. Cei care au rezultate, de exemplu, municipiul Oradea. Dar acolo există un parteneriat foarte bun între instituțiile publice și ONG-uri. Indiferent la ce soluție se va ajunge, oficialii atrag atenția și asupra unui alt aspect. Atitudine va trebui să ia și autoritățile din jurul Bacăului și chiar în orașul municipiul Bacău la case. Va trebui să se ia o hotărâre vis-a-vis de obligativitatea sterilizării câinilor și la casnic și în localitățile din jurul Bacăului, pentru că nu vom reuși să controlăm această problemă în totalitate, pentru că există fenomenul ăla de migrare. Potrivit estimărilor oficiale, circa 700 de maidanezi își fac veacul pe străzile din municipiu și alți 800 sunt în adăposturile de câini din cartierul CFR și de la fosta groapă de gunoi.